Salutare, dragi prieteni! Suntem la intrarea în canionul 7 scări pe Valea Prahovei, în județul Brașov, o parte dinspre județul Brașov, unde am filmat niște cadre absolut senzaționale. O să vă las câteva minute să vă delectați cu aceste imagini absolut superbe, cu tot traseul până aici, cu traseul prin canion și cu imagini filmate sus, în vârf deasupra canionului. Am filmat cu o cameră 4K. Sunt imagini absolut încântătoare, mai ales pentru cei care vă uitați pe YouTube de pe Smart TV-uri Full HD. După care vreau să vă spun câteva lucruri foarte interesante legate de țărișoara noastră, de România, pentru că, vedeți dumneavoastră, avem o țară absolut superbă, de care eu sunt îndrăgostit și sunt convins că și dumneavoastră aveți același sentiment. O țară în care nimeni n-ar trebui să fie sărac, la cât de frumoasă și de bogată este această țară. Dar ea este așa cum este, dragii mei, pentru că e pe mâna unor ticăloși. Despre asta vreau să vă vorbesc, dar înainte de asta vă las să vă delectați cu niște imagini absolut superbe. Uitați-vă, oameni buni, ce țară frumoasă avem!
Da, ați văzut imaginile, dragii mei, avem o țară absolut superbă. Eu mi-am propus, printre altele, pe lângă bătălia civică pe care o duc și care este foarte obositoare și foarte frustrantă, mai ales partea cu procesele, cu plângerile penale, cu jandarmeria, partea avocățească, pe lângă asta, pe lângă faptul că mi-am propus să prezint cât mai mult comunitățile românești din diaspora și voi pleca, următorul turneu este luna octombrie în Austria și în sudul Germaniei, pe lângă aceste lucruri mi-am propus să las așa mărturie posterității aici pe YouTube, câtă lume dorește să se uite peste ani și ani, să vadă cum arăta țara asta, pentru că noi nu știm, dragii mei, de exemplu, aceste păduri în care sunt eu acum, din jurul canionului Șapte Scări, noi nu știm dacă peste 50 de ani ele vor mai exista, dacă vor mai fi aici sau vor fi aici niște dealuri golașe. Și atunci măcar strănepoții noștri, măcar să se uite pe YouTube, uitați pe canalul lui Mălin Bot, să vadă, domne, uite aici erau, a fost Mălin Bot acum 50 de ani, acum 100 de ani și erau păduri cât vedeai de jur împrejur, da? De ce spun asta, dragii mei? Pentru că problema despădurilor este una extrem, extrem de gravă în România. Și ea este strict legată de corupție. De corupție la nivel înalt, dragii mei. Citeam recent motivarea de la condamnarea din dosarul celebrului Hrebenciuc, Guzganul Rozaliu, poreclit de către Cristian Tudor Popescu, marele șmenar, sforar din PSD, de pe vremea din 90, de pe vremea lui Ion Iliescu. Individ care a fost prins cu porcării, cu retrocedări, cu lucruri de care sunt legate tăierile masive de păduri. Individ care a fost prins în niște dosare alături de Ilie Sârbu. Ilie Sârbu este un personaj foarte interesant, venit din Biserica Ortodoxă Română înainte de 1989. Este acuzat de către diverse surse din Timișoara că, spun lucrul ăsta, n-are legătură cu tăierile ilegale de păduri, are legătură cu caracterul oamenilor despre care vorbim, oameni care sunt în spatele jafului incredibil la adresa bogăților naturale ale României. Ia uitați-vă pe ce punte trebuie să trec. E un traseu destul de interesant. Nu e un traseu foarte dificil pentru cineva care a crescut la munte așa cum am crescut eu. E adevărat, în munții Banatului, nu se compară cu masivul Bucești, dar tot niște munți sunt, am crescut prin păduri pe acolo. Îl știu pe Ilie Sârbu din Timișoara, pentru că eu sunt primul jurnalist care a scris despre legăturile lui cu Serviciul de Informații Externe. Am avut această informație de la un ofițer în rezervă SIE, care mi-a indicat misiuni de ale lui Ilie Sârbu la Vatican în special. Și mi-a indicat și alte lucruri, dar alea țin de viața privată, nu vreau să intru în ele. Ideea este că acest Ilie Sârbu este acuzat, el e în cârdășie cu Hrebenciuc, cu niște retrocedări ilegale de păduri, știți? Păduri care, evident, a căror destinație, dacă le căutăm pe alea concret, vedem că s-a tăiat jumătate din ele. Și Ilie Sârbu este acuzat de către mai multe surse din Timișoara că a închis porțile Catedralei Mitropolitane atunci când niște tineri, elevi de liceu, de școală generală și muncitori, s-au refugiat în decembrie 89 pe treptele Catedralei și au încercat să intre pentru că armata trăgea în ei. Și au fost toți măcelăriți, ca să înțelegeți despre ce fel de oameni vorbim. E, ăștia doi, Sârbu, Hrebenciuc și alții, prințul nu știu care, Sturza, au fost prinși cu niște porcării incredibile, cu suprafețe uriașe, codri întregi suprafețe de retrocedări. Sigur, ei reprezintă vârful icebergului, reprezintă, dacă vreți, în legătură cu retrocedările, pentru că ele sunt legate de despăduriri, de tot ce se întâmplă. Atenție, retrocedările rezultate ca efect al corupției pentru mafioți din politică, da? Că retrocedările legale și normale ale celor cărora le-au aparținut, alea sunt alte poveste. Ăștia făceau porcării ca să obțină păduri, ca să obțină dreptul de a le tăia și de a le distruge. Pentru că lor nu le pasă, oameni buni de țara asta. Nu le pasă, pur și simplu. Hrebenciuc a fost condamnat la închisoare, fiul lui a fost condamnat la închisoare cu suspendare, pentru că judecătorii au considerat că tasul l-a băgat acolo. Bun. Cazul Hrebenciuc e cel mai important legat de soarta pădurilor noastre. Dar vorbim în Ținutul Harghita și Covasna de celebra drujba lui Dumnezeu, da? Liderul DMR. De ce ăștia sunt băgați?
lideri din toate partidele, vorbim de mafia lemnului. Mi-au povestit pe Facebook, mi-au scris oameni din Maramureș niște lucruri absolut incredibile despre mafia lemnului. Și cum lucrează aceste mafii pe plan local, cu politicieni locali, cu polițiști. Mi-au scris polițiști și jandarmi care au fost amenințați de către oameni din mafia lemnului, cei care tăiau, defrișau ilegal, și oamenii au încercat să intervină, dar pentru că ei erau protejați la nivel local de primar, de baronul local, șefii de la poliție, de la jandarmerie au chemat și le-au spus să-și bage mințile în cap și să-i lase în pace, că sunt oamenii lui X. Deci, dragii mei, problema care este, și despre asta vreau să vă vorbesc, noi încă mai avem, în ciuda defrișărilor masive, în ciuda crimei oribile comisă împotriva României, crimă fără precedent, dragii mei, eu vă vorbeam și vă spuneam, eu v-am spus, de mai multe ori am spus și în discursurile mele pe unde ne-am întâlnit, despre drama poporului român și despre cum niciodată în istoria acestei țări atât de multă lume procentual, pentru că nu putem compara milioanele de acum cu oamenii care locuiau înainte, țara nu era depopulată, dar procentual niciodată n-au plecat atât de mulți oameni alungați în ultimii 30 de ani de ciuma roșie. S-a mai comis o crimă însă, dragii mei, o crimă ascunsă, o crimă mută, o crimă ai căror martori sunt numai animalele pădurii și arborii lăsați în urmă. Crima împotriva codrului. Și asta este ceva, cum să vă spun, fără precedent. Știți că în tradiția românească se spune codrui frate cu românul. E bine, codrul nu mai este frate cu românul, dragii mei, din cauza mafiei, din cauza corupției. Și asta este o caracatiță care se întinde, oameni buni, de care încă parchetele și serviciile secrete nu s-au ocupat în mod organizat, da? Așa cum se ocupă, de exemplu, de situația din sistemul sanitar, pentru că în CSAT s-a discutat această problemă și a fost declarată problemă de siguranță națională. De mafia pădurilor nu se ocupă. N-ați auzit, foarte rar auziți, dragii mei, la televizor știri despre oameni importanți. Nu vorbim aici că prinde nu știu care polițist cu nu știu care jandarmerie un om cu o căruță de lemne. Mai dau pauze pentru că trec peste așa ceva și odată am comentat în timp ce, și să știți că am cam avut probleme de echilibru și chiar n-aș vrea să-mi distrug telefonul, să pic sau să mă lovesc. Bun, deci vă spuneam, dragii mei, că n-ați auzit știri despre adevărații lorzi, adevărații baroni ai mafiei lemnului. Foarte rar auziți, foarte rar. Dar nu vă imaginați că nu auziți pentru că pădurea nu este distrusă, pentru că pădurea nu este mutilată, pentru că pădurea nu este în fiecare zi agresată. Nu auziți pentru simplu motiv că parchetele nu se ocupă în mod organizat de această problemă. Nu vă imaginați, oameni buni, câți bani se scurcă între București pe filierele ilegale ale șpăgilor date prin partide, și PSD-ul excelează la asta. Și aici nu e că Dragnea ar zice, domne, ne acuzați de orice. Nu, aici vorbim concret de dosare. V-am spus, dosarul Hrebenciu, că nu întâmplător am început cu el. Mare șmecher din PSD. Ilie Sârbu, mare șmecher, fost ministru al agriculturii. Socrul lui Victor Ponta, o persoană care făcea și desfăcea în România într-o perioadă, da? Om acuzat că a fost ofițer al Serviciului de Informații Externe. De ce insist pe acest aspect, oameni buni? Pentru că se leagă. Dacă veți căuta în toate județele, și vă invit pe cei care cunoașteți aceste informații să-mi scrieți, pentru că ăsta este un subiect de care eu vreau să mă leg în perioada următoare și pe care vreau să-l dezbat, vreau să-l documentez, vreau să-l prezint. Subiectul defrișărilor ilegale, subiectul distrugerii naturii, oameni buni. Pentru că ceea ce se întâmplă în România este extrem, extrem de grav. Ați văzut imagini din satelit de la granița de nord a României cu Ucraina, cum arată munții. Sunt imagini absolut scandaloase, sunt de fapt imaginile care pe mine m-au determinat să încep să vorbesc și despre asta, pentru că este foarte important, oameni buni. Asta cu atât mai mult cu cât eu vin din județul Cara Severin, nu știu cât știați, este județul cu cea mai mare suprafață de pădure, din județul Cara Severin, și am fost inclusiv în locurile mele natale, am fost vara asta, și asta a fost al doilea motiv care m-a determinat să
să încep să mă gândesc la subiectul ăsta, să încep să mă gândesc cum pot să-l abordez, cum pot să vi-l prezint, ce putem să facem noi, să ne organizăm, pentru că eu sper și cred că vom termina cu nenorocitul de Dragnea. Cred și sper că vom termina cu șleacta din jurul lui. Și atunci ăsta va trebui să devină un subiect foarte important pentru mișcarea noastră. Stoparea mutilării pădurii. Stoparea deșertificării și distrugerii României. Nu se poate, oameni buni. Nu se poate. Sigur. Noi trebuie să ne exploatăm resursele naturale. Așa este. Lemnul este o resursă naturală. Așa este. Dar noi trebuie să exploatăm această resursă naturală într-o manieră care să nu însemne distrugere. Și am fost în Suedia, am vorbit pe tema asta într-unul dintre filmele pe care le-am făcut acolo. Gabriel a explicat foarte, foarte frumos ce se întâmplă în Suedia, unde pădurea este, cum e la noi, povestea cu corupția, așa e acolo povestea cu pădurea. Deci ceva, toate instituțiile statului sunt atente la pădure, să nu se întâmple ceva. Pe bună dreptate, pentru că e aerul nostru, oameni buni, este aerul nostru. Dacă noi ne tăiem ca tâmpiții pădurile în continuare, numai pentru că niște persoane, grupuri, indivizi, mafii vor să se îmbogățească și nu se mai satură de bani, pentru că oricum ei s-au îmbogățit până acum. Averea lui Hrebenciuc e de sute de milioane de euro. Averea lui Ilie Sârbu, nu vă imaginați ce are prin județul Timiș. Deci ei s-au îmbogățit oricum. Problema lor este că ei vor să se îmbogățească și mai mult. Nu se mai satură, înțelegeți? Ori dacă noi vom continua în ritmul de până acum, în următorii 50 de ani România va avea o problemă majoră. Am mai trecut o punte. Sunt multe punți pe aici. Vă spuneam că România va avea o problemă majoră și noi deja avem probleme cu inundațiile, cu alunecările de teren. Atât de multe familii și vedeți cum e treaba asta. Vine un nenorocit ăsta, un mafiot ăsta, de talia lui Hrebenciuc, rade, face falsul, nu știu ce, tralala, reușesc să treacă pădurea, să schimbe regimul de proprietate, să facă, să treacă. Ideea e să ajungă la ei ca să poată să taie. Taie, bineînțeles, pentru că el e the big motherfucker Hrebenciuc. Cine credeți că pe vremea lui Hrebenciuc avea curaj un polițist sau un jandar să atingă de vreo operațiune astăia? Nu există așa ceva, înțelegeți? Cine suferă? Oamenii cei mai săraci din comunitățile respective. Cine sunt prinși din când în când de către autorități și aruncați în față așa la vrăjală ca să creadă publicul să stea liniștit că autoritățile își fac datoria? Tot oamenii cei mai săraci. Îl prinde pe amărâtul ăla cu o căruță de lemne, cu doi bușteni în căruță sau cu trei crengi și îl acuză și îl arată la televizor. Dom'le, noi luptăm cu mafia pădurilor, dar ce să vezi? Că ăia care taie 10 sute de hectare sunt bine mersi. Ei se îmbogățesc, ei au bani să pompeze în partide și devin lideri foarte puternici de partid. Sigur, cât timp DNA-ul a fost puternic, cât timp DNA-ul a avut curaj să se atingă de toți și România era într-o altă situație, nu era în situația nenorocită de acum cu un infractor care controlează Parlamentul și Guvernul, care a reușit să decapiteze conducerea Direcției Naționale Anticorupție și s-a lăudat cu treaba asta la televizor, era altceva, vedeți că ajungea la ei. Nu vă imaginați trimiterea în judecată și condamnarea lui Hrebenciuc, câte sute de hectare de pădure a salvat, nu vă imaginați. Pentru că sunt lucruri pe care jurnaliștii nu le explică. Nimeni nu îndrăznea pe vremea lui Năstase să se atingă de Hrebenciuc, să zică ceva despre el. Mamă, mamă, te zbura din presă cum am pățit-o eu de altfel acum când s-au coalizat între ei. Nu vă imaginați. Una dintre consecințele, dragii mei, faptului că acești indivizi reușesc să distrugă independența justiției, au reușit să decapiteze Direcția Națională Anticorupție, dacă vor reuși să-și pună acolo fica de consilier județean PSD. Am făcut și echilibristică, dragii mei. Deci, o consecință a ceea ce face infractorul șef al PSD, Liviu Dragnea, de și apare, nu este nicio legătură între ele, este asta, oameni buni. Da? Este faptul că toate mafiile care distrug pădurea nu vor mai avea cine, nu va mai avea cine să ia pe capii lor. Și de la vârf începea în jos. Vedeți că DNA-ul, după ce te-ar fi terminat cu ăștia vârful corupții din politică, mergeau mai în jos. Când pică unul ca Hrebenciuc, oameni buni. Deci când DNA-ul ia pe unul d-ăsta, defrișator și mare șmecher cu afaceri cu păduri, cu retrocedări, cu nebunii de la vârf din București,
pic o piramidă până jos, pentru care dacă ar fi luată de jos de către autorități locale, ar trebui mii de procurori să lucreze ani de zile, să aresteze sute de persoane, știți? Pică de sus în jos. De aia și strategia anticorupție a fost gândită în acest fel. Să se facă un DNA care se ocupe de corupția la vârf. A fost gândită cu cap. Ei o distrug. Pentru că ei știu cum funcționează și cum a fost gândită și cum a fost construită. Una dintre consecințe va fi extrem de gravă pentru noi și este foarte departe de noi, dragii mei. Este în păduri. Și noi vom vedea aceste lucruri din satelit. Din satelit vom vedea aceste lucruri. Pe aici cred că mergem, da, pe aici. Vor vedea aceste lucruri din satelit. Le vom vedea noi din satelit, oameni buni. O să stăm să ne uităm. Poate chiar aici, poate chiar pe această pădure. Peste ani și ani. Și o să vedem că nu mai e nimic. Și o să intrăm pe YouTube. Și o să spunem, uite bre, aici era pădure, aici am filmat eu, ăștia erau codri. Nu mai sunt. De ce nu mai sunt? Păi stați că să vedeți că Cutare, Popescu, Ionescu, Georgescu s-a tăiat. Este o crimă, oameni buni. Și această crimă e legată de corupție. Această crimă este la fel de gravă cum este crima din spitale. La fel de gravă cum este crima pe care ați văzut-o în imagine pe care vi le-am prezentat mai devreme pe drumul încoace, da? Crima provenită din faptul că plătim taxe de drumuri și am plătit 7.000 de, între 4.000 și 7.000 de kilometri de autostradă, depinde după care preț. 4.000 după prețul românesc ăla, viciat de corupție, îmbâxit de corupție. 7.000 de kilometri după prețul mediu din Uniunea Europeană. Banii pe care am plătit noi pentru roviniete, de când s-a înființat rovinieta, trebuiau să ne asigure între 4.000 și 7.000 de kilometri de autostradă. Și aia este altă crimă, oameni buni. Acelea sunt crime la vedere, ne confruntăm cu ele, le vedem în fiecare zi, vedem știrile cu accidente, sărim din pat de frică, plecăm cu inima strânsă la drum, ferească Sfântul, se întâmplă ceva. Cele din spitale le vedem, dragii mei, că avem de-a face, mulți oameni au de-a face, ne mor părinții, cum a murit mama mea în spital, nici până ziua de astăzi nu știu exact de ce, fiind dusă perfect conștientă de la Preșa la Timișoara, pe drum s-a întâmplat ceva, a murit. Ne mor părinții, ne morul de le știm, dar pădurea, oameni buni, nu o vedem. Crima asta nu o vedem. Trecem rar, oamenii care locuiesc acolo și o văd zi de zi, sunt departe de presă, sunt departe de noi, nimeni nu-i ascultă, sunt prea mici pentru a fi ascultați de o țară întreagă și noi constatăm când? Când au trecut 5-6 ani de jaf, de rapt, cum e în acele fotografii din satelit și ne uităm la fotografii și vedem acum 10 ani și cum e acum și constatăm munți întregi despăduriți. Și atunci nu mai avem ce să facem, oameni buni. Nu mai avem ce să facem. Este un fenomen extrem, extrem de grav, despre care eu vă rog foarte mult să-mi trimiteți informații, pentru că am de gând să mă implic în el și cred că ar trebui să ne implicăm ca societate civilă, ca grup civic rezist, ar trebui să ne implicăm foarte mult în povestea cu crima împotriva pădurii, împotriva codului. Vă spuneam despre Suedia, sigur. Eu cred că trebuie să ne exploatăm resursele naturale, nu discut treaba asta, da? Dar această exploatare nu trebuie să vină cu prețul distrugerilor. În Suedia, deși Suedia, am explicat, Gabriel, este cel mai mare exportator de produse derivate din lemn, de lemn, da? În special conifere au ei acolo, de brad, lemn de brad. Deși e cel mai mare, deci exportă cel mai mult. Suprafața împădurită a țării crește de la an la an. Și fiecare suedez e preocupat la știri să știe cum crește suprafața împădurită. Înțelegeți, dragii mei? Și asta era regulă de pe vremea dacilor, care au trăit în acești munți și au avut o civilizație extraordinară, fantastică. Vreau să vă vorbesc despre asta, despre daci într-o zi, pentru că există foarte multă minciună și manipulare împotriva istoriei noastre antice. Și fac o mică paranteză, că am fost la columna lui Traian și acolo sunt niște oameni, da? Sunt niște bijuterii la Muzeul Național de Istorie. Toate astea sunt rezultatul unei culturi extraordinare, avansate pentru perioada ei. Dar asta despre altă dată vorbim. Dar ce vreau să vă spun încă despre vremea dacilor din izvoarele istorice, știți că eu sunt și pasionat de istorie, era legea asta, cine taie un pom trebuie să pună trei în loc. Noi nu mai avem această lege. La noi nu se mai respectă nimic. Și principalul motiv e legat de corupție, oameni buni, nu neapărat de legi. Pentru că avem codul silvic, avem legislație. Dacă legislația s-ar respecta,
nu am fi în situația în care suntem. Însă legislația cum se respectă? Că mi-a povestit și asta. Dacă ești o persoană care ești de bună credință, ți s-a retrocedat ce ți-au confiscat comuniștii și chiar nu vrei să distrugi pădurea, chiar vrei să o întreții și să nu pui banul cu orice preț în primul rând, adică ok, o exploatez, dar o exploatez fără să o distrug, iubind-o, păstrând-o, îngrijind-o. Dacă ești o astfel de persoană, credeți-mă, mi s-a povestit, este un calvar cu autoritățile. Deci este ceva, oameni buni, e mai rău ca în Suedia. Și tu vezi lângă, pe dealul de lângă, pe versantul de lângă, vezi cum dispare tot și vin și alunecări de teren și inundații și se distruge toată comunitatea pentru că ăla care e acolo, ăla e șmecher, da? Ăla e cu primarul, dă bani la PSD, dă bani la baronul județean, lui nu îi se aplică nicio lege. Este foarte grav, oameni buni, acest lucru. Și cred că ar trebui cu toții, toată comunitatea noastră, toți cei care am susținut și susținem în continuare maratonul civic Rezist, că eu de aici din pădure o să mă duc direct în Piața Victoriei, cred că ar trebui să fim foarte atenți la acest subiect, oameni buni. Să promovăm, de câte ori vedem relatări pe rețele sociale cu crima împotriva pădurii, să promovăm aceste lucruri și să transformăm asta într-un subiect de dezbatere națională. Este foarte important. Este foarte important să transformăm această crimă ascunsă, tăcută, pitită în munții patriei, să o transformăm într-un subiect despre care să vorbim cu toții. Se întunecă, trebuie să mă grăbesc, nu e bine să se prindă noaptea în pădure. Vă salut, dragii mei!